Senatorul PSD-Libiu Pop a publicat pe Facebook o imagine controversată în care apar președintele Claus Iohannis și liderul PSD-Libiu Dragnea, dar și niște gândaci care se mișcă în jurul hărții României. Lângă gândași sunt trecute numele aliaților noștri din Uniunea Europeană și din NATO, Germania, Austria, Olanda și America. Mesajul intitulat pamflet are legătură cu exploatarea gazelor din Marea Neagră. În fotografie apare Liviu Dragnea care ar spune stop, gazele nu pleacă gratis din România, iar alături este fotografia lui Claus Iohannis care ar afirma păi te arestăm și tot îl luăm. Gestul senatorului a strânit de mulțumirea mai multor reprezentanțe ai comunității online care au scris comentarii critice la această postare. Evul mediu în gândire și acțiuni, incapabil să înțelegeți lumea în care trăim, acest tot la feudalism. Sunteți funcționari publici, nu super români, buni doar de îngrămădit privilegii, a comentat un internaut. Senatorul PSD a revenit și el cu câteva precizări despre mesajul postat. Nu am comparat aceste state cu gândaci, ci am preluat acea poză de pe un site pe care îl urmăresc. Ideea este cu totul alta, a fost exprimată de Liviu Dragnea și de cei din PSD. E vorba de acel amendament pe care l-a susținut Liviu Dragnea în Camera Deputaților, care aduce statului câteva milioane de euro și care a fost atacat de președintele Iohannis. Nu am comparat pe nimeni cu gândaci, nu reprezintă prezintă. Gândaci care invadează România. M am uitat la poza domnului Iohannis. Aceea mi-a plăcut foarte mult. Nu cred că e nevoie de o reacție din partea partenerilor strategici, doamne ferește. Poate o reacție din partea președintelui Iohannis să-și dea demisia. Pur și simplu nu trebuie să fie jigniți. Gândaci sunt insecte pentru care să se simtă jigniți? Am pus imaginea cu gândul la domnul președinte Claus Iohannis. A explicat senatorul la un post de televiziune. Liviu Marian Pop este senator PSD de Maramureș și fost ministru al educației.